Slănina, ceapa și țuica au făcut parte din alimentația românilor din cele mai vechi timpuri. Iată în ce mod erau folosite ca leac. Slănina cu ceapă este o combinație populară în România încă din cele mai vechi timpuri, însă atunci când este servită alături de o cantitate mică de țuică, devine un cocktail de nutrienți foarte eficienți în combaterea bolilor. Slănina cu ceapă este un puternic antibiotic natural. Combinația a fost utilizată cu succes de generații întregi de români, fiind încă populară în întreaga Europa de Vest. Această combinație este doar pe jumătate o tradiție culinară, fiind totodată unul dintre cele mai eficiente tratamente pentru combaterea bolilor. Deși originea acestei rețete a fost uitată, oamenii o foloseau înainte de apariția antibioticelor sintetice sub formă de înlocuitor natural. Slănina combinată cu ceapă formează un cocktail bogat în substanțe antimicrobiene și antioxidante, ajutând la eliminarea bacteriilor dăunătoare organismului. Strămoșii noștri completau această rețetă cu un pahar de țuică sau pălincă, care, potrivit specialiștilor, completează efectul slăninei cu ceapă. Băutura spirtoasă permite extragerea compușilor activi din ingredientele solide și accentuează puterea acestor compuși, făcând cocktailul cu atât mai eficient în combaterea infecțiilor. Rețeta strămoșilor a fost testată de cercetători. Combinația funcționează, potrivit unui studiu realizat de Institutul de Medicină din Novi Sad, Serbia. Cercetarea a evaluat efectele antiinflamatorii ale compușilor din slănină, descoperindu-se faptul că acizii grași din acest aliment au efecte antiinflamatorii comparabile cu acțiunea diclofenacului. Totodată, slănina conține numeroase vitamine și minerale, dar și o cantitate mare de acizi grași și omega-3. Mai mult, ceapa aduce un aport important de vitamina C și alți antioxidanți, completând totodată cu sulf mineralul care permite eliminarea bacteriilor periculoase din organism. Slănina este bogată și în acid arahidonic, care reduce nivelul colesterolului, îmbunătățește funcțiile de protecție ale organismului și este responsabil de producerea de compuși chimici necesari pentru răspunsurile imune și reacțiile inflamatorii. La rândul ei, ceapa vine cu peste 36 de componente din tabelul lui Mendeleev, iar dacă este combinată cu țuică sau pălincă, băutura plină de vitamine și cu efect vasodilatator, vom obține un adevărat leac tradițional compus din minerale, vitamine, acizi, baze și alcool. Acesta poate fi uneori chiar mai eficient decât medicamentele din farmacii, însă trebuie consumat moderat. Slănina este benefică pentru inimă și totodată este recomandată fumătorilor. Slănina în cantitate mică este benefică pentru inimă și vasele de sânge, reglând contracțiile musculare. Fumătorilor li se recomandă slănina datorită seleniului conținut în ea. Relatează capital.ro.